Dea Maxer i-a închis gura lui Carmen Hara după ce a spus că se va despărți de Robert Drilea. În cadrul emisiunii Online Story, moderată de Cornelia Ionescu, Carmen Hara a analizat, din punct de vedere numerologie, relația dintre Dea Maxer și Robert Drilea. Verdictul a fost cât se poate declar, anume asela că fosta doamnă Maxer va fi alături de actualul iubit doar pentru o perioadă, nefiind vorba despre o relație de lungă durată. Dinu Maxer are două divorțuri în codul vieții lui. Nu știu dacă ea mai fost divorțat vreodată. Și de ea are două divorțuri, dar la ea, relația cu Robert nu este să credem noi și nu este să crede ea, Robert. Aici este toată confusia. Noi ne uităm pe niște postări și zicem că se iubesc, dar nu știm exact ce se întâmplă între ei doi. Relației dintre Dinu și Magdalena îi dau șanse, atâta timp cât Dinu o lasă pe Magdalena să fie forța. Numărul 1 de ei îi trebuie un bărbat care să-i țină piept. Are ea pe cineva în cap, dar însă nu s-a întâmplat. Dea Maxer și Robert Drilea au ieșit în oraș cu o seară în urmă, însă nici momentele amuzante nu au lipsit. Fosta soție a lui Dinu a postat în mediul online o imagine cu iubitul ei, prin care a lăsat să se înțeleagă că printre pasiunile lui nu se numără fotografiile. Așa mai face el când îi fac poză. Îi place mult, a spus Dea Maxer.